Dan Suțu. Bună seara, bună seara, iubor! Bună seara, dragilor! Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație și mulțumesc frumos pentru... Nu mă știu, iartă-mă, iartă-mă, așa făceam și eu, mulțumesc pentru invitație, dar mă invita un singur om. Da. E, oricum, îmi face mare plăcere să vă văd din nou. Vrei să-l întrerupi acum, că ești în poziție, da, domnule Natanticu? Păi acum îl văd și pe Cosmin, îl văd și pe Cătălin și n-am să uit niciodată, chiar le-am spus treaba aia cu berea a fost celebră. Puteai să aduci o bere la masă aici? Da, chiar puteam, dar de frică nu o aduc. În rest, ce să vă zic, îmi face mare plăcere. De fiecare dată vin cu emoție, dar o emoție din asta constructivă, că m-am obișnuit cu ea. De când fac meseria asta, am învățat să gestionez emoția. Am văzut datorită stand-up-ului țara, am văzut țări străine, dar sincer să vă spun, nu am venit să mă laud, cel mai mult mi-a plăcut în Spania. Și spun treaba asta unor oameni care au fost în America Express, ei doi. Am fost în Asia. Doamnă, dumneavoastră, vă urmăresc. Ați fost în toți munții planetei, iar Cătălin, ce să zic, pe dune de nisip, în Dakar, voară cu mașina. Mie chiar mi-a plăcut în Spania mult de tot, am fost la Madrid, am fost la Barcelona, am fost la Valencia, da, cu avionul, nu mai am emoții. Prima oară în viața mea am avut emoții în 2010. În 2010 a fost prima oară când am zburat cu avionul, era activ aeroportul Băneasa. Nu știu dacă l-ați prins, aeroportul Băneasa sau... Acum am văzut că renovează, dar în 2010, cum să vă zic eu, n-avea duty free, avea dute free. Da, era așa, cum să vă zic eu. Mie mi-a plăcut foarte mult. M-am simțit ca un turist internațional pentru prima oară. Aveam senzația că se uită foarte multă lume la mine. Mi-au zis prietenii să iau un troller, nu știam ce e ăla. Mi-a luat valiza de armată și i-am pus două rost pe spate. A întrebat cineva, nu vă spărați, lustru faceți? Dar am intrat în avion, aveam emoții, recunosc, cred că cu toții aveți emoții când urcați în avion. Eu aveam emoții pentru că aveam un credit bancar și vreau să mă întorc să plătesc din rate. Cunosc politica bancară, am lucrat la bancă. Știți care este politica bancară? Și mort te căutăm. Și am zis, bă, hai că mai bine mă întorc. Dar știți unde m-am liniștit în avion? M-am liniștit în avion când s-au prezentat stewardii la primul meu zbor. Pe ei mei îi chema Jesus și Maria. A zis, băi, e un semn. La primul zbor mă duc cu măsa și cu fiul. N-are ce să mi se întâmple. Nu are ce. Mi s-a întărit ideea când au dat sandwich-ul și apa. Erau liniște în avion. A zis, cina cea de taină în zborul liniștit. Nu tu turbulențe, nu tu nimic. Da. Dar când m-am întors... Aveam emoții, na, că eram și eu singur, dar sunt o fire vorbăreață, m-am așezat lângă fereastră și a zis, lasă-mă tot zborul până în țară, stau și eu de vorbă cu românii care se întorc acasă. Și s-au așezat lângă mine doi bărbați așa înalți, tineri, frumoși, cu barbă și a zis, las că fac cunoștință cu ei, am întins mâna, le-am spus că mă cheamă Daniel. Păi îi chema Petru și Pavel, am zis, bă, cine mi-a luat mie bilete, mă, mi-a patriarhia, cine mi-a? Dar am ajuns în Spania și am ajuns pe un aeroport mare, aeroportul lor din Madrid. Într-adevăr, recunosc, nu sunt rău acum, dar am făcut oarecum o comparație, pentru că aeroportul din Madrid e un fel de mol pe lângă Băneasa care pare o consignație. Dar, mă rog, nu știu cum mai arată, că n-am mai zburat de mult din Băneasa, dar la Madrid au venit organizatorii, aveam un spectacol în Madrid, m-au luat și m-au plimbat cu mașină. Lăsând deoparte faptul că am văzut oameni că merg pe stradă și zâmbesc. Nu știu, așa zâmbeau, uite așa, mergeau toți. Am văzut infrastructura lor, autostrăzi de intră în oraș, autostrăzi de se lasă înspre cartiere. Am zis, Doamne, de unde au ăștia atâta ciment, că noi n-avem nici în curți. În centrul Madridului, m-au băgat cu mașina pe sub un tunel și mi-a zis șoferul, Țuțu, știi ce e sub noi? Nu, e trenul. Mă. Și sub tren știi ce e? E metroul. Bă, îmi venea să-i întreb și sub metrou ce aveți? Vapoare, corăbii, un port? Ce aveți, bă, aici? La Barcelona, când m-am dat jos din avion, la Barcelona ai opțiuni. Poți să iei tren, poți să iei metrou, poți să iei taxi. Am ales metrou. La Barcelona, în aeroport, când am intrat în metrou, am aflat ce e sub metrou din Barcelona. E metrou.
Și sub metrou metroului din Barcelona e metrou. Metrou. Bă, nene, 3-4 nivele în pământ metrou. Imediat m-a dus capul să înțeleg că Dorela al nostru a plecat la ei. Parcă am și văzut filmul în cap, am zis așa, Dorela a devenit Dorelitos și l-a chemat șeful, Dorelitos. Vamos a la playa. Si, patrones, Dorelitos, tu ai fost de serviciu aseară? Si, patrones. Și-a uitat burghios, a prins-os, idiotos. Ți-am zis în lateralos, nu în pământos. Ai făcut bigauros. Și am zis, bă, nene, bă, să poate. Ne plac țările străine, ne place să ne ducem, să vizităm, să admirăm. Am zis, bă, stai puțin, că până la urmă și noi avem metrou. Da, uite, când au terminat tronsonul ăla, drumul Taberei, a zis că la prima ploaie mai sănătoasă l-a inundat. Mă gândeam, bă, dacă mai făceau un tronson, cum se numea stația aia, la Acvarii? Cred că îți dădea abonament complet scuba diving, cu bilet pe tot, o lună de zile, ca să înnoți între stații, nu știu... Și am zis, bă, cred că se poate și la noi. Cu toate că i-am întrebat pe românii din Spania care trăiesc acolo și muncesc acolo, bă, țara e frumoasă, am rămas cu gura căscată. Chiar mi-a plăcut și Madridul, și Valencia, și Barcelona. Dar i-am întrebat, bă, ce vă face să stați aici? Într-adevăr, nivelul de trai, salarii, mă rog. Dar mi-au spus toți, la unison, zice, serviciile medicale. Și că serviciile medicale în Spania sunt ireproșabile. Și am zis, bă, la stat, da, și la privat, da. Zic, bă, și noi avem servicii medicale. Și la privat, la privat, bine, la noi în România, la privat, da, sunt ok serviciile medicale. De ce spun treaba asta? Eu am un băiețel de 10 ani și când s-a născut acum 10 ani de zile, a născut odată soția mea cu soția unui prieten foarte bun al meu, dar aia a născut la spital privat. Și l-am întrebat și eu, bă, cât te-a costat? Eu cred că a vrut să se laude, că mi-a zis, zice, bă, 200 de milioane și ceva cu ce am mai dat pe acolo. Zic, 200 și ceva de milioane? Bă, n-am putut să mă abțin și l-am întrebat. Și încă mai naște, mai scoate din ea, mai... Păi ce s-a născut, bă, formația Minison cu dirijor, cu tot? Dar poate a plătit să-l lase acolo. Nu, Cătălin, dar când s-a născut fiul meu, eu am plătit 600 de lei să-l curețe, să-l aspire, i-am zis soției. I-am zis, iubita, bine că nu te-am dus acolo, că 600 de lei cât am plătit noi... Era taxă că ne-am gândit să-i punem nume. Eu cred că e loc și de bine la noi. Am avut nevoie, chiar m-am simțit rău și m-am dus la un spital județean la urgență. Acum vă întreb și pe voi, ce înțelegi prin urgență când ajungi la urgență? Parcă vine cineva și tu ai și dispărut. Ja, te-a și luat. Urgență. Să întrebe soția, dar unde... Să vină cineva să-i zică, stați liniștită, vi-l aducem. Și am intrat cu soția la urgență. Mă simțeam rău. Într-adevăr, erau cadre medicale, uite așa se mișcau, uite așa, era o mișcare acolo, bă, aveai impresia că ești într-un stup. Ziceai că sunt niște albine, toate buzeau un stil lor acolo. Stăteam în ușă, mă uitam, nu era niciun pacient, eram decât eu cu soția. Efectiv, m-am simțit trântor. Am zis, cine-i bă, mă? Bă, dar nimeni nu mă băga în seamă. Că la un moment dat nevastă mea m-a întrebat, bă, nene, dar ce au ăștia? Zic, bă, femeie, nu știu, ori fură, ori să mută, nu știu. Să mută. Deci, nu știu. Că până la urmă am oprit și eu, o domnișoară asistentă, o aia mică, minion așa. Am văzut eu că e mai înțepată. Și i-am zis, doamnă, eu zâză-i prost. Nu mă întreabă nimeni și pe mine mă simt rău. A fost cea mai șmecheră întrebare pe care eu am primit-o vreodată de la un asistent medical, la urgență. Dar ce doriți? Voi vă dați seama că eu la urgență eram întrebat ce doresc. Și a zis, bine, doamnă, aduceți-ne un meniu, că ne alegem noi dacă e... I-a zis soției, luăm o ciorbiță otită, continuăm cu o rujeolă pane și desert luăm bube dulci cu rivanol. Bă, femeie, mă simt rău, mă doare în capul pieptului. Zice, scoate limba. Păi, n-am venit să mă măscăresc aici. Și-au dat seama că sunt răcit, am pneumonie. Și m-au dus la etajul 1, la boli infecțioase. Erau într-adevăr doi bătrâni, cred că ea că era între ei, că unul era în dreapta, unul era în stânga. Și 6 paturi goale. Acum vă întreb și eu pe voi, dacă ești pacient și intri în salon, nu ți alegi tu patul? La mine n-a fost așa.
Cred că am deranjat-o pe doamna asistentă, pe doamna albinuță asistentă, cred că cercurile după spate o strângeau, așa că nimeni nu spune că n-avem și cadre medicale extraordinare. Dar nu știu dacă sunteți de acord cu mine, doar aplaudați dacă sunteți de acord cu mine. Considerați că în spitalele din România sunt și acrituri? Doar. Așa, una care nu i-a intrat lămâiul, i-a intrat tot copacul, dar mă rog. Și la un moment dat, doamna asistentă zice, în patul acesta să te așezi. Zic, doamnă, în patul ăsta nu mă așez că e plin de istorie. Era ruginit, avea o pătură infectă, i-a zis, nu mă pot așeza în el, că n-am cum să deranjez istoria. Aia făcea, zic, ce istorie, domn? Cum, doamnă, dumneata, lucrezi aici și nu știi de unde e patul? Nu, de unde e? Patul ăsta l-au găsit constructorii și au făcut spitalul în jurul lui, nebună mică. Tu nu înțelegi că eu nu mă așez în patul ăsta, schimbă-mi așternutul. Ea zice, n-am cheile de la magazin, am zis, le am eu. Păi de unde ai domnul dumneata cheile? Arată-mă ușa, cum o deschizi? Dau un șut. I-a zis la mea, dă-i 20 de lei. A mea zice, de ce? Așa se deschide proasca. La 20 de lei face what? În 5 minute a venit cu așternut levănțică, mi-a fost frică să mă mai internez, am crezut că mă bagă la chirurgie. I-a zis la mea, de să poate, dă-i 50 de lei. A mea zice, de ce? Păi dacă la 20 de lei mi-a adus așternut apretat, la 50 de lei mi-au ce baldachin, mă hâțâne toată internarea, hâța, 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 hâța. M-a dus capul, dar în mine, așa, în creier, că parcă îmi venea să-i zic lumea să-mi lase 100 de lei. Mă dat seama la 100 de lei, cred că mă dădea hâța, 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 dar îi dădeam și puțin, m-am gândit, dar nu mult. Bă, nu sunt rău, nu sunt rău, poate foarte mult de acasă ar putea să zică, bă, ce vrea să spună Tutu? Tutu vrea să spună că merităm, dacă plătim taxe, să fim mai apropiați, mai empatici, mai buni. Și am spus treaba asta de ce? Pentru că chiar la știri au anunțat, au dat la știri o chestie și am rămas așa un pic, am rămas trist, pentru că la știri, în zona unui spital din România, o româncă a născut în stradă, un copil. Și am zis, bă, a ieșit și domnul ministru și a spus, este inadmisibil, zic, da. Să ia să bage în casă, domn. M-am gândit eu, cine mai trebuia în peisajul ăla să vină? Poliția locală să-i dea amendă pentru naștere neregulamentară că n-a păstrat distanța. Și cu asta eu vă mulțumesc din suflet, am fost Danțuțu, voi sunteți minunați. Să rămână, doamnă, vă pup și vă iubesc. La revedere. Salut, Nadane! Bună seara, bună seara, mă bucur mult de tot și mulțumesc pentru invitație. Să rămână, doamnă. Să creșteți mare. Salut, salut, salut. N-am mai fost de ceva vreme, au trecut ani, dar uite că sunt cu voi aici și e bine. Oricum am venit să vă transmit foarte multă sănătate, pace în primul rând, pentru că avem nevoie de treaba asta. Din 2020 știm cu toții că s-a cam schimbat situația așa pe planeta Pământ. A început cu pandemie, s-a terminat pandemie. Anul trecut război, continuă, sunt zvonuri că se pune de nou masca, se ia curentul, da, o să rămânem fără apă caldă. Voi vă dați seama să facem baie în doi cu mască pe întuneric? Când au anunțat că se ia lumina, primul gând, știți unde s-a dus? Către bombardieri. Da, mie îmi plac foarte mult bombardieri. Bombardierul român are stil. M-am gândit la ei ăștia de un an de zile să badă cât pe TikTok. Ați văzut doar pe TikTok cum apar ei să moară familia mea dacă nu vă fac vin cu 2848 de veri. Au șeful lor, ăla mare, care joacă bingo pe el. 24, 63, 39, nu e vreme de război. Într-o ediție a apărut cu ochiul vânăt. Eu am impresia că i-a sărit vreo bilă în ochi, ceva s-a întâmplat acolo, nu știu. Nu mai vreau, pur și simplu m-am gândit la ei, de ce? Pentru că bombardierul în România are stil. E iubitor de artă, e iubitor de frumos. Ați văzut acum tatuajele, nu mai au tot felul de porcării, platoșe sau, eu știu, solți pe ei, dragon, capete moarte, nu. Acum sunt iubitori de natură liberă, de păsări. Ați văzut cum au acum uliu, de exemplu, pasăre de pradă. Îi reprezintă. Am văzut bombardieri cu vulturi. Da, vulturi, cu aripile întinse și vulturi pe o cracă. Să odihnea că să zboare și vulturul ăla. Am văzut bombardieri, pasărea Phoenix pe spate. Pasărea Phoenix. Era în flăcări. Pârjolise tot, mai avea fir de păr pe el.
Am un prieten care este artist într-un salon de tatu. A venit un bombardier mai pe opulență, așa. El a spus că vrea ceva inedit, să-i facă pasărea spin. I-a zis ăsta, bă, e un pic am complicat nimic, vreau pasărea spin. Până la urmă nu s-a înțeles cu el. Și a făcut pasărea spin. Un afiș cu Richard Chamberlain și toată distribuția. Ăsta i-a zis în felul următor. Ăsta i-a zis în felul următor, ce e asta? Scuză, m-am uitat să spun că e film. Nu, e bombardierul, e altceva. Și să știți că bombardierii sunt unii sensibili. Îi știți pe aia care au rândunică pe pulpă, rândunică pe mână, rândunică aici pe gât, de stă exact aici sub bărbie, cum stă rândunica sub strașina casei. Ăla e bombardier cu suflet. Bombardierul ăla, după ce te bate, te lasă să-l mângâi. Mi-mi plac bombardierii. Și ați văzut că ei sunt iubitori de feșă. Bombardierul are o borsetă, ați văzut? Am aflat ce au în borseta aia. Au grăunțe ca să dea la păsările alea să nu plece după ei. Haideți să vă spun un lucru. Sunt tata a trei băieți. Doi dintre ei chiar sunt apți pentru armată. Anul trecut, știm cu toții că aici autoritățile noastre au făcut anunțul că vor face încorporări. Păi să-mi iei băieții în armată? La război? Nu. Păi am băiat de 19 ani, de să că e la război. Mai bine mă duc eu, că eu am făcut armată. În 1989 eu știu ce înseamnă. Pentru că eu am luptat în 1989, să aveți voi cola, să aveți Valentine's Day, să aveți ai umor. Nu vreau să plece la război nimeni. Și au anunțat că vor lua tineri de 18, 20 și 25 de ani. De 18, 20, 25 de ani? Păi de unde e pe ăștia? De la barbershop. Că sunt toți la pensaj și la unghiuțe. Unde să iei? Asta și m-am gândit. Unde le pune cascheta de război? Cascheta. Că n-are unde să le pună. Că toți au freză Johnny Bravo. Le stă cascheta aici. În loc de arbă le dăm fixativ. Păi la un moment dat o să se întrebe și inamicul. Cu cine vă bătești? Nu știu, domne, cu coafații ăștia. Habar n-am. Adică nu aș vrea să fie armată, să ducă în armată. Vă rog să mă credeți, când a început, efectiv când a început, copiii noștri se pregăteau pentru bacalaureat. Am venit acasă, fiul meu de 19 ani învăța cu colegii lui, doi câte doi, se pregăteau la noi în casă, pentru că știau din ce le da. Le dădea din FIFA și din GTA. Știu sigur. Da, și le-am și zis, băi copii, nu este de glumă, voi ați văzut anunțul, că începe războiul, voi am militari. Unul mai mucale și ce mi-a zis, zice, așa vre, și ce? Nu facem online? Zic, bă, băie, stați așa, cum adică mă să faceți online? Păi ce, n-au Wi-Fi? Zic, n-au Wi-Fi, au altă rețea acolo. Ce rețea au? Nu veți mai fi. Bă, sunteți nebuni, nu e de joacă. Noi de pace avem de voie. N-ar trebui să existe război, rachete. Până la urmă, haideți să vă spun un lucru. Dacă e de belea, păi plec eu. Că ăștia au anunțat autoritățile că ar lua 18, 20, 25, dar s-ar duce până în 65. Păi ce face? Îl ia pe tataia din par de lângă nepot? Tataie, hai, lasă copilul, hai că-ți dă magheu. Gentuța aia ce e? Plus că tai. Las-o, oricum te pe tine. Hai, vino cu a. Nu vreau treaba asta să se întâmple. Prefer să plec eu, păi eu am făcut armata, v-am spus, în 1989 și eram bine. Eram legat, uite așa eram. Aveam, să zic, vreo 30 de kilograme carcasă în viu. Cam așa eram. Că la un moment dat mi-a zis tata, bă băiatul, pune mâna și mănâncă, că nu găsesc căștia ținută pentru tine și te vopsesc în verde pe tine. Ești nebun la cap. Am plecat în 89, nu la orice armă, la infanterie. Tată, infanterie. Aveam 30 de kilograme când au pus aia tot echipamentul de infanterist pe mine. Vă rog să mă credeți. Veston, manta, raniță, gamel, lopățică, agheu, mai aveau să-mi dea furculițe, față de masă și două pahare. Păi au pus 100 de kilograme pe 30. Mă lăsasem un pic de genunchi, știi? Și a venit comandantul și a zis în felul următor. Companie, drept, un pas înainte. Păi și eu unde să mă duc? Unde să mă duc? Când m-am uitat în pământ, eu intrase cu bocancii cam până pe la șireturi, așa. Că a venit comandantul la mine și mi-a spus în felul următor. Soldat, ești idiot? Ce poziție ocupi în cadrul plutonului?
Permite să raportez. Țăruși fix toarși cu Ana, că... Unde să mă duc? Dați-mi și mie o țeavă din aia cu cornete și luați agheul ăsta, să fiu și eu mai mobil. Vă rog frumos. Cine a făcut armată? Deci vă apăr doar eu. Așa, dar fiți atent. Deci, în companie dormeam 100 de soldați în paturi suprapuse. Practic dormeam într-un miros ambiental. Da, se numea chic. Șosete, izmene și chiloți. Așa era, așa era ambient. Bun. Și eram uniți, eram uniți. Vreau să vă spun, lângă mine dormea prietenul meu, bun și inteligent. Ăsta așa cum caută teroriști. Că noi atunci am luptat după teroriști, ăla așa cum caută teroriști. Era un pic, era isteț rău de tot, că a venit la mine și mi-a zis, bă, bine, nu merge arma. De ce, mă? Păi nu știu, bă, nu intră sectorul. Sectorul intră așa, nu intră așa. Și i-am zis, bă, prostule, l-ai pus invers. Spune și tu cu gloanțele spre ei, nu cu gloanțele spre noi. Ne batem între noi, ești idiot. Dar v-am zis, eram uniți. Și dacă aș fi să plec, Doamne ferește, și nu vreau să plec și nu vreau să plece nimeni, dacă ar fi să fie ceva, sincer, mai bine mă duc eu. Mă duc eu, de ce să ducă tineretul sau copii sau să nu se ducă nimeni. Cu toate că, avem armată. Într-adevăr, ați văzut și voi că în armata noastră, de exemplu, pleacă avionul, decolează, cade. Pleacă altul, după el cade și el. Eu cred că inamicul ar spune felul următor. Eu zic pe ăștia să-i lăsăm în pace, eu cred că au lupta lor. Las, nu. Dar, Doamne ferește, nu vreau. Și atunci am spus în felul următor. Dacă o fi să plec, să plec cu băieții mei. De ce? Pentru că eram uniți. Și aveam un comandant. Mă, comandantul ăsta, eu n-am să-l lui niciodată. Avea o privire războinică. Mă, nu știu cum să vă zic, avea vederea cum era secera și ciocan. Uite așa să uită. Și ăsta la un moment dat ne-a spus așa. Soldați, astăzi vom executa o misiune, ocuparea unui oraș. Drept! Privirea la mine! Voi vă dați seama să te uiți la un comandant care s-a uitat așa? Soldați, înainte! Bă, nene, dacă nu ne-am dus, unde am văzut cu ochi? Bineînțeles, cu ochii lui. Că după 10 minute a dat telefon după noi și a spus în felul următor. Unde sunteți, idioților? Permite să raportez. În orașe diferite, tovarăși comandant. Și cu asta, dragii mei, sunteți minunați. Eu am fost Dan Tutu, vă am la inimă pe toți. Vă iubesc și mulțumesc frumos pentru invitație. Bună seara, oameni buni! Bună seara și bine v-am găsit! Practic am venit acasă, aici m-am născut. Mulțumesc din suflet tuturor! Aș începe cu întrebarea dacă voi vă mai aduceți aminte când părinții ne spuneau pune mâna și învață, că or să vină vremuri grele. Ia ca că le trăim, acu cât de prost ai fi tot trebuie să te speli pe mâini. Numai că eu am un regret. Că n-am învățat o limbă străină. Voi vorbiți o limbă străină? Puneți-vă copiii să înveți o limbă străină. Ai mei vorbesc o limbă străină pentru că le-am promis că îi bat. Eu am făcut în școală engleză și franceză. Franceza a trecut foarte repede pe lângă mine, am rămas decât cu oui. La engleză stau mai bine. Vorbesc fluent, yes, no. Și I love you. I love you, am văzut tatuat pe mână la cineva, I love you, un cuțit, 3 picături de sânge, florii. Așa iubea el, mai mă celărește. Numai că dacă vorbești o limbă străină, nu știi unde te duce viața și ar trebui să te descurci. Din păcate, pe mine viața m-a dus într-o companie de transfer de aeroport cu cetățeni străini, unde trebuia să vorbesc engleză eu. Și așa s-a făcut că primul meu client era englez pur, de la mama lui din Liverpool. Acum aș vrea să văd dacă sunteți de acord cu mine, că engleza lor cu engleza noastră... Depinde care dintre noi, dar da, într-adevăr. Mihaius Britannicus! Pentru că ăștia zboară tot timpul și zici că sunt nevorbiți. În momentul în care a urcat la mine mașină, făceam transferul de aeroport îmbrăcat elegant cu mașini străine, mașini de lux. Dar ăsta când a venit în mașină, pe cuvântul meu de om de vămint, începuse să vorbească turuia. Understand a handsome, handsome to Liverpool. Mă, nu înțelegeam ce spune! Că la un moment dat, cum să vă zic, eu sunt vorbitor de pariuri sportive. Ce trebuia să-i spun? Manchester United, Tottenham, Arsenal? Vorbitor de pariuri sportive. El făcea, understand my hand, so understand now. Băi, nene, nu știam, eu într-adevăr știam mie sau nu. Dar nu știam cu care să încep. El făcea, understand my hand, conduceam și eu și spuneam, yeah.
El făcea oale SDC, hei, dus său, făcea și eu, hei, hei, hei. Fițar limba naibii să-ți fii. După 40 de minute se înroșise la față și împreunase picioarele și făcea, no, 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 stop the car, stop, no, no. Am crezut că trebuie să-l aprob și îi făceam și eu, no, 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 no. Vă rog să mă credeți. Cred că a bubuit vezica în el, că mi-au dat scaunul. Și am zis, băi frate, cum mă descurc aici în domeniul ăsta de activitate, se dă tips. M-am dus la un coleg de serviciu, care, cum să vă spun, el părea inteligent după poreclă, îl chema Găoacă. Și i-am spus în felul următor, zic, băi gă, tu cum mama mă si faci, mă, că eu nu... Zice, bă nebunule, nici eu nu știu foarte bine engleză. Dar am o verișoară care ea mi-a lăsat pe un bilețel cam ce trebuie să spui. Dacă ție să stea, îți dă tips la final. Ia zi, mă, zice, bă, în primul rând, orice străin vrea să știe când vine în țară că îi spui și tu welcome. După aia trebuie să-i spui cum te cheamă, că vor și ei să-ți adreseze. Și spui și tu, my name is Dani. Astea două sunt importante. Astea două sunt criminale. În primul rând trebuie să-i spui nice to meet you. Ai văzut un pic de zâmbet, buf, i-ai aruncat o pastă. Can I help you? Ai pus mâna pe bagaj, l-ai luat în portbagaj, buf, direct ai plecat, tips. Zic, bă, greu nu e. Am repetat toată noaptea, îmbrăcat frumos în oglindă, n-aveai treabă cu mine. Welcome. My name is Dani. Nice to meet you. Zâmbet. Can I help you? Vreau să vă spun că am plecat obosit la aeroport a doua zi, dar pregătit. Al doilea client al meu, un indian. Un indian mic, așa. A venit omul spre mine, din prima l-am luat. Welcome. My name is Dani. Nice to meet you. La care indianul de acolo zice, nice to meet you. Hop, m-a pus în încurcătură. Păi m-a pus în încurcătură că mi-e găoacă, nu mi-a spus că îmi spune și el la fel. Zic, no, 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 mister, mister, no. Nice to meet you. La care indianul de acolo zice, nice to meet you. Bă, mă, umplusem de dragi. Am zis, așa ghinion să am să-l nimeresc sărac, vrea și ăsta tips. Adică el îmi dă mie și îi dau lui. Noroc cu o doamnă de lângă noi, că până la urmă femeia mi-a zis, termitați, lăsați omul în pace. Că e încântat și el. Can I help you? Și am zis, bă, nu ia bună, bă, trebuie să învăț engleză, frate. M-am auzit la librărie și mi-am luat dicționar. Și am luat-o de jos, că dacă ai ambiție, înveți de jos. Și am început. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9, 10. N-avea rost să învăț mai mult, tipsul era între 5 și 10 euro. Mă aglomeram cu cifre, n-avea rost, n-avea rost, efectiv n-avea rost. Vreau să vă spun că la un moment dat ajunsesem să vorbesc, nu dădeam din mâini. Cea mai frumoasă amintire am avut-o cu o clientă din America venea. Te pregăteai, pur și simplu te aranjai și așteptai. Am așteptat la sosiri, pur și simplu stăteam, venea câte o gagică frumoasă, trecea cu trollerul așa, mă uitam, zic, asta e. Nu, nu, asta e. Până au trecut câteva, dar nu era niciuna. Că la un moment dat, se îndreaptă una spre mine, vă rog să mă credeți, câtă lumină era în aeroport, la un moment dat s-o umbrise în jurul meu. Era mare rău. Vă rog să mă credeți, nu știu dacă aia a venit cu pasageri, eu cred că au adus-o în cală în acvariu, că era mare rău. Ziceai că e morsă. Am zis, doamne, nici eu iau pasta, că eu am venit cu turism, nu cu dubă. Vă rog să mă credeți, n-am absolut nimic cu persoanele grase, iubesc femeile grase, pentru că și eu am avut o iubită grasă. Voi ați observat că atunci când te duci în mall cu o persoană grasă, bă, întotdeauna nu-i convine ceva, e sucită? Ați văzut când vă duceți la mall și parcă o vezi, da, nu-mi vine bluza, da, nu-mi intră blugii, uite-te și tu cum îmi vine, că la un moment dat înnebunești, că i-am zis și ei, uite, dragă, probează și tu perdeaua de la garderobă, că ți-o veni perfect. Uite, are și flori, ți-au pervaz la ele. Păi înnebunești, am și zis, bă, iubito, nu mai mânca. Că o să ajungi să mănânci porcul înainte să-l tăiem. Termină, du-te la muncă. Du-te și muncește. De-aia zice, n-am servici. Las că-ți găsesc eu. A doua zi am vrut să fac o glumă cu ea și când am uitat acasă i-am și spus, vezi că ți-am găsit servici. Și ea zice, unde, unde o să lucrez? Zic, la cinema. La cinema, o să lucrez la cinema. Și ce o să fiu, ce o să fiu? Zic, ecran. S-au închis cinematografele, bănuiesc că ea e închis acolo, că ne-am despărțit. Dar continui cu doamna asta din America. În momentul care a venit spre mine, vreau să vă spun că am întins mâna. Dar am vrut să iau mâna să-i o sărut, că în capul meu era decât tips. Bune, ne trăgea de mână, credea că o mușc. Că la un moment dat eu trăgeam, ea trăgea, eu trăgeam, că am tras mai tare și până la urmă am reușit să-i sărut mâna. Așa a făcut. Oh.
Am văzut-o că s-a speriat și i-a zis, miss, miss, no, 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 it's not problem. In Romania, kiss the hand, is respect for the lady. Oh. Vă dați seama că avea și un troller, la cât era de mare, că părea mor, s-a încrezut că are macrou sau hamzie în el, că până la urmă am dus-o la... Până la urmă am dus-o la mașină, să zic că era în jur de ora 1 când am plecat din aeroport, ora 1 după amiază, am ajuns undeva în jur de ora 12 în Craiova. A tras foarte greu mașina, foarte greu, am avut foarte multe probleme. Dar în momentul în care am ajuns la hotel, m-am dus la portbagaj, am luat bagajul, îl l-am dat, dar efectiv când m-am întors, uite așa m-a aștepta. Băi, i-a plăcut nebunii, bă, că i-am pupat mâna. M-am aplecat, i-am sărutat mâna și vă rog să mă credeți, cu mâna cealaltă mi-a dat $50 tips. A fost cel mai mare tips care eu l-am luat vreodată. Exact în momentul ăla când stăteam așa, m-am uitat în ochii ei și îmi venea să-i spun, Miss, pentru $100 eu te pup și în altă parte. Și cu asta, dragii mei, vă mulțumesc din suflet. A fost minunat. Mulțumesc frumos, vă pup și vă iubesc. Dan Cucu. Bună seara, ai umor! Bună seara, oameni buni! Să rămână, doamnă! Să creșteți mare! Tot frumos! Mulțumesc! Salut, băieți! Anul trecut ne-a luat prin surprindere pe toți. Nu puteam să cred că iubirea asta n-are frontiere. Da, ce poate să facă iubirea? Vă dați seama, un șarpe cu un liliac. Incredibil! Asta și m-am gândit în capul meu cum o fi fost. Deci ăla i-a săsâit, aia a fâlfâit, puii mei, ai și COVID. Asta e. Dar într-un fel sau altul eu zic că am avut noroc. De-aia trebuie să avem credință, Dumnezeu e cu noi. Voi vă dați seama dacă era șarpe boa cu struț, că cu toți? Ar fi fost doza la borcan. Dar eu am încredere, omenirea va rezolva acest lucru. Uite, de curând a început școala. Acum eu sunt ferm convins 100% că de fiecare dată când vedeți copiii cum se duc în toamna asta frumoasă așa la școală, nu vă aduceți aminte și voi de perioada voastră când erați elevi, când vedeți copiii ăștia frumoși, bine, acum îi vedem cu masca asta, trebuie să scăpăm o dată de situația asta, chiar aș vrea să văd zâmbetul copiilor. Am și eu un băiețel, s-a dus în clasa 1, da, 8 anișori. L-am făcut târziu că n-am putut să mă abțin, dar... Întotdeauna mi-am adus aminte cum a fost și pe vremea mea când m-am dus eu la școală. La vremea respectivă, când aveam eu 6 ani, mama nu vrea să mă dea la școală. Și a venit la mine și mi-a zis în felul următor, vezi că o să vină o doamnă învățătoare. La vremea respectivă venea învățătoarea pe străzi, în cartiere, ca să-și facă clasă. Și mama mi-a zis în felul următor, te rog mult de tot, să faci la fel ce faci cu mine, să faci pe prostul, să spună niște întrebări, vreau să te dau de 7 ani la școală. Zic, bine. Când a venit învățătoarea avea experiență. A știut ce să mă răsfețe, am știut să-mi pună niște întrebări, mi-a dat niște bomboane. Că la un moment dat s-a dus la mama și i-a zis, doamnă, dar a spus că copilul are probleme, chiar isteți. Haideți, doamnă, potoliți-vă. Noi astăzi îmi cunoașteți copilul, nu e isteți. Că i-am zis să facă pe prostul și a uitat. Dar, într-adevăr, vreau să vă spun că m-a dat de 7 ani la școală. Nu mi-a fost chiar ușor. Când te naști într-o familie cu surori, când te naști într-o familie numai cu verișoare, eu am impresia că astea fiind și apropiate de vârstă, s-a născut o competiție acolo, că toate luau numai premiu, întâi și coroniță. Eu 12 ani n-am luat nici mențiune. Bine, într-adevăr, nici n-aveam competiție, că eram singurul băiat în toată familia. Nu mi-a fost ușor, de ce? Pentru că surorile mele chiar învățau bine. Una era comandant de grupă și una comandant de detașament. Pionierii aveau un șnuruleț roșu și galben. La un moment dat mă uitam și eu așa cum le îmbracă mama pe surorile mele și tata zicea, vrei și tu șnur, mă? Zic, da. Păi ia șnurul mătă de la halat, dar să nu ieși din casă, să te plimbi pe hol. Da? Dar tata mă lua la mișto, nicio problemă, nu m-a deranjat. La un moment dat vreau să vă spun că în toată perioada asta școlară eu nu am înțeles un lucru. Prea multe materii. Uite, de exemplu, eu în gimnaziu am avut mari probleme cu profesorul de muzică. Ce-mi trebuia mie muzică? Pe mine la 7 ani m-am înscris la fotbal. Ce să fac eu cu muzica? I-am și spus, domn profesor, eu sunt sportiv. Vă rog mult de tot. Eu n-am ureche muzical. Păi mama e dactilografă, tata e sudor. Ce sunete să scot? Că nu știu. Dar la un moment dat profesorul, nu, mie îmi cânti. Mie trebuie să-mi cânti în corul clasei. Mi-a dat o suzetă și îmi spunea să-i bat cheia sol. Îmi venea să-i zic, dați-mi un ciocan că vă îndrept. Dar la un moment dat m-am dus acasă
Și le-am zis părinților mei, veniți să vorbiți cu profesorul de muzică, că mă lasă repetent. S-a dus tata, s-a dus mama, nimic. Omul ăla vrea să scoată de mine al doilea Beethoven, ca și era și porecla lui. Eu cred că pe unde se ducea omul ăla dirija. Și la un moment dat s-a dus tata, n-a avut speranță. Dar lui tata i-a venit o idee. Eu aveam un unchi care era colonel de securitate. Cu securitatea nu te jucai la vremea respectivă, nu te joci nici acum. S-a dus unchi, mi-a vorbit cu el. Că după un timp profesorul spunea să stau în cor, să zâmbesc, să cânt în gând și e suficient. Vreau să vă spun că în încheia notele aveam și eu 10. Și așa în mintea mea de copil am tras concluzia, bă, înseamnă că omul ăsta și-a dat seama că eu am talent. Eu cânta când bine. Multe materii eu nu prea le-am înțeles. Vouă v-a plăcut chimia? Da. Cătălin, eu n-am înțeles. Pe cuvântul meu de onoare, eu am înțeles. Chimia este un amestec de substanțe. Da. Dar Mendeleev ăsta, eu cred că el a băut în substanțele alea, că a făcut din mai tabelul și l-a și scris. Nu putea să facă decât rama? Eu am stat și m-am gândit, bă, nene, pentru ce îmi trebuie mie chimie? Amestecul ăla de litere cu cifre. Că îi spuneam lui doamna profesoră, doamna profesoră, vă rog eu mult de tot, eu sunt fotbalist, domn. Nu-mi trebuie chimie. Nimic, mie îmi vezi chimie. Și m-a trimis la tablă să-i scriu, auzi, formula eterului. Ce să scriu, doamn? Formula eterului. Vă dați seama că n-aveam ce să fac, mă lăsa repetent. Și a trebuit să scriu formula eterului. Copiii sunt răi. Ăia își dădeau coate și râdeau de mine. Eu am scris formula eterului. Că la un moment dat s-a uitat profesoara pe tablă și a zis, ce-ai scris, mamă, mărâtule? Formula eterului. Păi în litere, mă? Păi în ce vreți, doamnă, să o scriu? În hieroglife, să vă desenez? Că nu știu, n-am de unde să știu. Sap că asta e formula... Da, da. Dar cred în stare. Dar vreau doar să vă spun un lucru. Și cu asta eu am fost mândru. Așa cum am fost eu și cum am învățat eu în școală, am luat și treapta întâi, am luat și treapta a doua, am luat și bacaloriatul. Chiar dacă am intrat penultimul, de fiecare dată. M-am dus acasă la ei mei și le-am spus să fiți mândri de mine, că întotdeauna unul a fost mai prost ca mine. După 2 ani am luat hotărârea să dau la facultate. În 1992 toată lumea spunea să dau la teatru. Nimic, eu lucram la bancă. Și m-am dus și am dat la finanțe, bănci. Cu mândrie vă pot spune că am intrat al 10-lea. Al 10-lea că eram la rând și am plătit taxa aia, că era facultate privată. Da, făcusem nunta și am avut banii după dar. După 2 luni de zile m-a scos o profesoară matematică informatică la tablă. Eu cred că aia era rudă cu aia de chimie. Că la un moment dat mi-a dat un exercițiu de informatică, fiți atenți. 1000111000 fracție 011100 egal la orbe. Eu mă uitam la ea, ea s-a uitat la mine, eu mă uitam la toți. Dar la un moment dat m-am uitat la exercițiu și am zis așa: bă, cât de ghinion să am eu, mă. Și aici, mă, dau de Mendeleev ăsta, mă. Adică iară litere și cifre, bă, frate. Nu-mi venea să cred, că la un moment dat i-a spus: da, doamnă, știu exercițiu 1-0, a bătut Napoli în deplasare 2, poate mi-a să aveți treabă și eu vă rețin. Și până la urmă am plecat de acolo, n-am mai avut treabă cu facultatea. Și atunci am tras o concluzie eu, așa, pentru mine. Eu cred că dacă te naști cu capul nori, tot cu capul nori mori. Am lucrat în bancă, am lucrat în mai multe firme, dar am lucrat într-o firmă de distribuție piese auto. Și am fost pentru o perioadă de un an de zile coordonator, să zicem, un mic șef. Și făceam angajări. Acum mi-am dat seama că nu trebuie să fac diferență între cei tineri și cei în vârstă. Pentru că dacă te naști cu capul nori, tot cu capul nori mori. Tot ai urit, rămâi. Și l-am angajat pe unul tânăr, la vreo 2-3 ore mi-a dat telefon și mi-a spus: șeful, am făcut accident. Zic, bă, ai ceva? Nu. Mașina? Ce trebuie să fac? Păi trebuie să faci amiabilă. Da, îi cer lui ăla permisul, talonul, asigurarea, buletinul, faci copii și vii la mine. A doua zi îmi dă din nou telefon: șeful, am făcut din nou accident. Bă, ești nebun, tu ai target? Cine e de vină acum? Eu? Ce fac? Păi ce ai făcut și ieri, dar invers. Adică? Adică îi dai tu acum permisul, talonul, asigurarea și vii la mine. După 40 de minute vine la mine și zic: dă-mi documentele. Zice: păi nu le am. Păi unde sunt? Păi le-am dat lui ăla. Păi ce i-ai dat lui ăla? Păi i-am dat permisul, talonul, asigurarea. Păi dai telefon că mai trebuie să-i dăm. Ce? Roata de rezervă, cricul, bordul, scaunele, să-i dăm toată mașina, mă. Dar era tânăr, n-avea de unde să știe. Dar aveam și dispeceratul, îi urmăream pe cei care făceau comunitate. Livrau
în exterior, în afară. Și la un moment dat l-am văzut pe unul că nu se mai oprea. Și îi dau telefon. Ce faci, mă? O, o să trăiești, ce să fac? Conduc. Bravo, mă. Ascult muzică. Bravo, mă. Dar unde trebuia să livrezi tu? În Germania, șef. Păi bă, băiatul, ești în Elveția. O, șeful, ce a trecut timpul. Și cu asta, dragii mei, vă mulțumesc frumos. Vă înclin în fața voastră, vă pup și vă iubesc. Să aveți un an minunat.